La începutul acestei săptămâni, un incendiu a izbucnit în blocul în care locuiește patrupedul cu mama lui, animalul fiind afectat. Un fotograf de portrete trecea cu mașina și a văzut pompierii că se luptau cu incendiul, așa că a decis să se oprească pentru a-i vedea cum lucrează. Atunci a fost martor la salvarea unei vieți. În timp ce stăteam afară, l-am văzut pe pompier, domnul Klein, alergând spre zona de iarbă de lângă bordură, cărând ceva, a spus Fernando pentru The Dodo. Nu știam ce este la început, dar apoi mi-am dat seama că era un animal de companie care fusese prins în foc. Câinele era inconștient, moale și nu se mișca deloc. Klein a rămas lângă câine și a început să lucreze. După ce a încercat inițial să revigoreze câinele folosind o mască de oxigen, se pare că a devenit clar că sunt necesare măsuri mai drastice. La doar un minut după, a început să efectueze RPC pe animalul de companie fără nicio ezitare. Fernando a spus adăugând, a fost un moment uluitor. Stăpânul câinelui se uita în timp ce pompierul continua să lupte pentru salvarea lui Marley. În mod uimitor, la aproximativ 20 de minute de la începutul eforturilor sale, câinele odată fără viață a început încet să se miște. Proprietarul lui Marley nu a fost singurul care a răsuflat ușurat. Deși totul ar fi putut fi doar o zi de muncă obișnuită pentru Klein și alți primii respondenți care salvează vieți pentru a-și câștiga existența, dedicarea lui față de câinele mic nu va fi uitată curând.